Tchaikovsky și dansul notelor de argint, scrisă de Cristina Antone, dragă de ea, ilustrată de Adriana Gheorghe, Sebastian Oprița și Tea Olteanu, apărută la editura Nemira într-o reeditare. Pentru că, ce să vezi, exact acum 8 ani, pe vremea asta, eu scriam pe blogul meu, Machete Didactice, despre Tchaikovsky. Și atunci, cum te gândești că nimic poate nu e întâmplător și toate se așează într-o anumită ordine, Tchaikovsky a poposit iarăși în casa noastră, prin bunăvoința Cristinei, căreia îi mulțumesc încă o dată, pentru multele clipe minunate pe care mi le-a oferit și de care ea nu cred că are cunoștință despre toate, pentru că despre unele dintre ele are. Dar vreau să citesc câteva rânduri despre Tchaikovsky din cartea asta, pentru că așa trebuie. Să-l cunoaștem pe Tchaikovsky. În pădurea muzicală, chiar lângă lacul lebedelor, sclipește o casă mică, albă, prinsă între doi mesteceni bătrâni. Acolo locuiește Tchaikovsky, spiritușul a cărui muzică ne leagănă cu povești de ceai și de zăpadă. Se spune că de mult, după ce a terminat vraja florilor de gheață, chiar înainte să picteze în alb toți mestecenii din lume și în roșu toate năsucurile de pe derdeluș, zâna iernii a desenat la ferestrele lui Tchaikovsky 7 fulștenea, care se pot vedea și astăzi. Sigur este că pe ușa spiritușului se găsesc 2 sonerii ca 2 cristale de zăpadă. Una este pentru spirituș și cealaltă pentru ursuleții din vecini. Dar pentru copiii veniți în vizită? Își întreabă Sashi, sora mai mare. Ușa este deschisă, îi strigă dinăuntru spiritușul Tchaikovsky, înainte ca Tea să apuce să răspundă că despre soneriile pentru copii nu a citit în nicio carte de muzică. Să intrăm cu grijă, pe prag strălucește o poșchiță de gheață, ușurel, așa, în odaia bine încălzită, miroase a turtă cu miere, foc de lemne și covoare vechi. Fulgii de pe căciulele copiilor s-au prefăcut în boabe mici de apă. E liniște și destul de întuneric. La fiecare fereastră tremură flacăra unui felinar, iar florile de gheață și de zăpadă de pe pervaz duc mai departe în noapte lumina cea gălbuie. Lepăda spiritușului, Leda, șade tăcută la geam, lângă o harfă argintată. De acolo vede cel mai bine lacul ei cel drag, cu ape neclintite. La... Sună pe neașteptate samovarul cel mare de lângă divan. Ce ai? Se bucură într-un glas Tea și Sashi. Ce ai, Kovski? Ne întinde mâna spiritușul, apoi adaugă cu o voce prietenoasă. O felie de cozonac? O turtă dulce? O poveste? Trebuie să știți că spiritușul nostru este un mare, mare povestitor. Poate de aceea muzica lui se ascultă cel mai bine iarna pe divan, între perne mari brodate cu bujori, întocmai ca o poveste cu zâne, fulgi de nea și ursuleți. Se aude un mormăit dinspre pernele rezemate pe speteaza divanului. Și acum o să vedem preferințele lui Tchaikovsky. Preferințele lui Tchaikovsky sunt, evident, instrumentele muzicale, harfa și pianul preferate, florile preferate, trandafiri albi și bujori, jocurile, să privească baletul fulgilor de nea. Uite cum privești eu acum. Baletul fulgilor de nea, pentru că ninge. Da? Prietenii lui sunt Lepăda, Leda, ursulețul Mașa, Dașa, ursuleții Mașa, Dașa și Vasile. Culorile lui preferate sunt alb, sidefiu și argintiu, cum altfel. Iar desertul lui Tchaikovsky, torți sidefiu cu o balerină în vârf, cristale
de zahăr pe băț. Cam asta e despre Tchaikovsky. Într-o zi de joi, 18 februarie 2021, frumos de altfel, e liniște, ninge, în casă e cald și muzică bună. Sănătate!